Drăgușin a refuzat-o pe Bayern și a ajuns la Londra să semneze cu Tottenham. Era să piardă avionul. Transferul se face pentru 31 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Așa că Drăgușin devine cel mai scump fotbalist român din istorie. Încărcat de bagaje, așa a zburat Drăgușin la Londra, face vizita medicală și semnează pe 5 ani cu Tottenham, unde va câștiga 3 milioane de euro pe an. A fost greu să refuzați Bayern? Pentru mine extrem, dar până la urmă asta a fost dorința lui, asta și-a dorit și a venit cu toată inima la Tottenham. Cu transferul de peste 30 de milioane de euro, Drăgușin devine cel mai scump român transferat vreodată peste Mutu, ajuns la Chelsea pentru 19 milioane și Chivu, pentru care Roma a plătit 18 milioane. Englezii îl compară cu Van Dijk, însă Drăgușin are un alt idol. Sergio Ramos a fost un jucător pe care l-am urmărit și mi-a plăcut de mic. Drăgușin poate debuta pe Old Trafford cu United, apoi îl așteaptă meciul cu City din Cupa Angliei în direct la Pro Arena și pe Voio. Românul nu simte nicio presiune. Sunt obișnuit de mic. De mic pot să zic că am jucat la Juventus când eram junior, iar mai după aceea m-am dus și în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari și cred că nu o să am niciodată. Drăgușin va fi al patrulea român care joacă la Tottenham după Ilie Dumitrescu, Gică Popescu și Chiricheș. Genoa a rămas în suflet, avea așa un pic de regret, au fost și lacrimi la despărțire. Ne-am întârziat și la avion, dar cei de la Tottenham nu s-au supărat.